De ce credeți că nu are lideri în clipa de față România, fiindcă cei care sunt competenți nu au curajul să iasă în față sau pur și simplu fiindcă s-a terminat resursa, rezerva? Nu că n-au curajul, nu sunt solicitați. Iar există o solidaritate între non-valori. Totdeauna există o solidaritate între non-valori. Oamenii lipsiți de valoare se împrietenesc mai greu cu oamenii care le sunt superiori lor din punct de vedere intelectual, moral, intelectual. Așa că există o solidaritate a non-valorilor pe care o trăim astăzi în România. Și e regretabil lucrul ăsta. Mai ales că non-valorile, fiind la putere, având puterea în mână, sunt obraznice și răufăcătoare, abuzive. Adică sunt gata să folosească puterea pentru ca să-și apere poziția, care produce, sigur, pentru ei un beneficiu, și desconsideră aproape complet viața și părerile celorlalți. Este ce trăim noi astăzi, cred eu, din păcate.